Numele Domnului și un motiv pentru închinare vreau să vă dau chiar din refrenul acestei cântări care spune: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Vă invit să ne închinăm înaintea Domnului și înălțăm numele Lui prin această cântare. Mă încredințez în brațul Domnului, nădăjduiesc să fiu pe vecea Lui. În inimă eu L-am primit pe El și viața mea îi aparține Lui. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul cine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu. Ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Știu, Domnul meu, El e găduitor. Știu, Domnul meu, El este răbdător. Știu, Domnul meu, El e prietenul binevoitor, El e răspuns de bun. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul cine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu. Ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Este momentul potrivit, întoarceți-vă ca să fiți primiți. Veniți la Domnul, în El vă credeți, alegeți-vă viață veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu. Cine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu. Ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Este un râu a cărui izvoare înveselește cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuințelor celui prea înalt. Dumnezeu este în mijlocul ei, ea nu se clatină, Dumnezeu o ajută în revărsatul zorilor. Neamurile se frământă, împărățiile se clatină, dar glasul lui răsună și pământul se topește de groază. Domnul oștirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un tur de scăpare pentru noi. Opriți-vă și să știți că Eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri, Eu stăpânesc pe pământ. Domnul oștirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un tur de scăpare pentru noi. Amin. Dragii mei, vă spun, bine ați venit în casa Domnului și vă binecuvintez din casa Domnului și mă rog ca El să lase bucuria mântuirii în viața noastră și bucuria certitudinii vieții veșnice în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți și timpul acesta de închinare din seara aceasta.
să fie o nouă etapă spirituală spre desfăvârșirea noastră ca sfinți ai Împărăției lui Dumnezeu. Vom asculta cuvântul Evangheliei, vom lăuda pe Domnul cu gura noastră, ne vom ruga, vom înălța glasul nostru în rugăciune și doresc ca Dumnezeu să primească închinarea noastră. Atunci când cuvântul Dumnezeu va răsuna în mijlocul nostru, doresc ca fiecare din noi să ne cercetăm, să ne analizăm vis-a-vis de acest cuvânt al lui Dumnezeu și să facem hotărâri noi de a urma pe Dumnezeu, de a trăi conform cuvântului Său. Să deschidem gura când vom lăuda pe Domnul cu cântări de laudă. Să deschidem gura, să fim dinamici. Să spunem și noi să putem spune și noi ca psalmistul: Te laud, Dumnezeule, cu toată puterea mea. Amin. Aceasta să fie bucuria noastră și să ridicăm glasul și să cerem lui Dumnezeu să mărească încrederea noastră în El și în cuvântul Său. El poate, este credincios promisiunilor Lui. De aceea doresc ca cu toți împreună, așa cum stăm pe picioare, să cerem ca toate aceste lucruri să fie realizabile în viața noastră. El este credincios, cum am spus, cuvântul Lui Său care ne asigură de implicarea Lui constructivă în viața noastră. Dar noi trebuie să arătăm disponibilitate că suntem aici gata să fim conformați, să fim reformați cu voia lui Dumnezeu. Ne rugăm cu toți împreună. Amin. Vă rog să ocupați locul. Textul care va sluji ca învățătură pentru noi în seara aceasta va fi citit de fratele Sergiu în deschiderea mesajului lui. Dragii mei, din nou vă spun, bine ați venit în casa Domnului. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Prieteni, frați, musafiri, Dumnezeu să se atingă de noi și să ne facă întregi și în întregime pentru Împărăția lui Dumnezeu. Suntem din nou în casa lui Dumnezeu și doresc să vă reamintesc gândurile bune ale lui Dumnezeu față de noi. Are gânduri bune Dumnezeu față de noi, gânduri de pace să ne dea un viitor și o nădejde. Amin? Credem noi lucrul acesta? Totdeauna să ai în vedere când vii în fața lui Dumnezeu, căci El are gânduri bune față de noi. Noi însă trebuie să stăm aici sinceri și disponibil să ne reformăm viața vis-a-vis de Cuvântul lui Dumnezeu. Doresc ca în seara aceasta să participăm toți activ la timpul acesta de închinare, pentru că ori de câte ori venim aici în casa lui Dumnezeu,
suntem sub această terapie spirituală a Cuvântului Lui Dumnezeu și a prezenței Lui Dumnezeu în viața noastră. Trupul nostru, spune Cuvântul Lui Dumnezeu, se odihnește aici. Sufletul nostru se înveselește și Duhul nostru se înviorează, așa spune omul Lui Dumnezeu, referitor la întreaga ființă noastră, atunci când stăm în închinare înaintea Lui Dumnezeu. Am citit aceste cuvinte ale psalmistului care zice: opriți-vă, opriți-vă din drumul vostru, să ne oprim din drumul nostru, din frământarea căcigoana prin lumea aceasta, să ne oprim și să reevaluăm aceste valori ale Împărăției Lui Dumnezeu și ele să fie prioritatea vieții noastre, în trăirea noastră cu Dumnezeu, în relația noastră cu Dumnezeu. Dumnezeu să facă lucrul acesta. Amin. Dumnezeu poate să facă, așa cum am spus, dar noi trebuie să arătăm disponibilitate, să fim sinceri și să fim serioși în relația noastră cu Dumnezeu. Dragii mei, haideți să continuăm timpul acesta de închinare. Cei care vor să participe, să facă de cunoscut, vom cânta o cântare de laudă cu grupul de închinare, apoi cor împreună cu orchestra laudă și ei pe Domnul cu o cântare de laudă.
Și El să primească lauda noastră și să-ți găsească plăcere în jertfele de laudă care le aducem aici în casa Domnului. Amin. În continuare vom lăuda pe Domnul cu o cântare cu grupul de laudă. În timpul acesta facem și colectă. După această cântare în comun, din nou corul și orchestra laudă pe Domnul cu o cântare urmată de tineretul bisericii. Să spun, amice, totul despre Iisus, cum în El aflat am prieten minunat. Vreau să spun cum Domnul viața mi-a schimbase și-a lucrat în chip atât de minunat. Nu există prieten ca și salvatoare, mi-a arătat
binecuvinteze. Din nou cu grupul de laudă cântăm o cântare, apoi vă face o rugăciune cu toți împreună. Iisus, dacă-L crezi și la El meditezi, niciun rău nu va fi neînvins. Viața ta ți-ar schimba, sigur n-ai regreta și-ai sluji de acum doar pe astăzi vino la El, predă-ți viața ta și sigur vei fi mântuit. El te cheamă acum, te conduce pe drum și vei fi puruiat fericit. Cei ce nu îl cunosc și în lume rătăcesc, viața lor în distracții și-o petrec. Însă vine o zi când cu toții s-or trezi, dar atunci va fi prea târziu. Astăzi vino la El, predă-ți viața ta și sigur vei fi mântuit. El te cheamă acum, te conduce pe drum și vei fi pururea fericit. Ce-i bun, dar să nu mai amâni, pe pământ să nu rămâni, deci acum vino și să-L primești. Astăzi vino la El, predă-ți viața ta și sigur vei fi mântuit. El te cheamă acum, te conduce pe drum și vei fi pururea fericit. Iar acum dacă vrei, haina ta să-ți o speli, cât mai curge din sângele lui. Calea rea să o lași și cu El să te împaci, cu acel ce se cheamă Iisus.
astăzi vino la El, predă-ți viața ta și sigur vei fi mântuit. El te cheamă acum, te conduce pe drum și vei fi pururea fericit. Dragii mei, așa cum am menționat, doresc să facem o rugăciune cu toți împreună. Și să ne rugăm, în primul rând, pentru familiile bisericii, cunoașteți familiile pentru care ne rugăm săptămâna aceasta. Vi le reamintesc, familia Chiș Avram, familia Chiș Darius, sora Cornelia Chiș și familia Chira Sandu. Dumnezeu să se implice într-un mod deosebit în viața lor. Și Dumnezeu să răspundă nevoilor lor spirituale și sociale. Amin? Amin. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Suntem datori să ne rugăm unii pentru alții, că suntem mădulare la același trup. Dumnezeu să ne binecuvinteze și găsește plăcere atunci când simțim unii cu alții. Un alt motiv pentru care doresc să ne rugăm este acest departament de misiune apostolică a bisericii noastre. Am vorbit cu fratele Dumitru la începutul programului și mi-a spus să menționez, să expandez puțin referitor la acest departament de misiune apostolică. Noi am stabilit în Comitetul Bisericii acest departament de misiune, având în vedere că noi suntem oameni care trebuie să înțelegem vremurile. Dumnezeu ne-a sensibilizat la această lucrare de misiune apostolică prin patru oameni care au făcut botezul, care nu sunt de origine română. Fratele Arci și sora Veșna, fratele Adam Blackburn și fratele Peter Mint. Dumnezeu, am înțeles și am discutat acest lucru, că Dumnezeu ne vrea să facem mai mult pentru împărăția Lui. Și am stabilit acest departament de misiune apostolică al bisericii noastre. Sigur, nu ne limităm doar la celelalte națiuni, naționalități care locuiesc aici în Western Australia. Sunt incluși românii care sunt veniți și stabiliți aici. Și doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și să suportăm în rugăciune această lucrare de misiune apostolică a bisericii noastre. Am stabilit acolo în comitet că ca organizator să fie fratele Ghiță Cornea, ca organizator. Iar ca și coordonator, fratele Daniel Valcan. Sigur, am înțeles că din ce în ce mai mulți doresc lucrul acesta, să participe la acest departament de misiune apostolică, însă trebuie știut foarte bine și înțeles foarte bine. În acest departament sunt oameni care sunt chemați să facă misiunea apostolică. Sigur, noi vrem toți să facem, sau majoritatea vor să facă, dar întrebarea se pune dacă ești chemat să faci această misiune apostolică a bisericii noastre, coordonată de biserica noastră. De aceea doresc ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să înțelegem chemarea noastră și să așa cum am spus, să ne rugăm pentru acest departament de misiune apostolică, ca Dumnezeu să-l facă eficient. Dumnezeu să lucreze la inima celor care ascultă, care primesc mesajul acestor frați care se duc în misiune și Dumnezeu să-i aducă aici sau în alte biserici. Noi nu-i chemăm aici, noi chemăm la Hristos. Amin? Dacă vin aici, noi ne bucurăm împreună cu ei, îi acceptăm ca parte a bisericii noastre, dar noi propovăduim Evanghelia lui Hristos tuturor. Suntem datori, avem responsabilitatea aceasta să avem acest departament de misiune apostolică sub egida bisericii noastre. Dumnezeu să binecuvinteze acest departament și să ne rugăm pentru ei. Sigur, ei au o tematică acolo, nu se duc și nu face fiecare ce vrea și cum crede. Avem o tematică, noi am vorbit cu fratele Daniel Valcan,
El știe tematica, știe orientarea care trebuie să o aibă în ceea ce privește misiunea aceasta apostolică, care este, așa cum am spus, este coordonată de biserica noastră. Sigur, coordonator în the field e Daniel Valcan și se ocupă de organizare fratele Ghiță Corn. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Este un început. Este un început pentru că, așa cum am spus, am înțeles vremurile. Și vremurile ne spun că Dumnezeu ne cheamă să lucrăm la extinderea împărăției lui Dumnezeu. Amin. Și când vin aici toți cei care primesc mesajul Evangheliei, să-i primim cu bucurie, să ne ocupăm de ei, de creșterea lor spirituală, să ne implicăm în părtășie cu ei. Pentru că toți avem datoria, odată ce sunt aici, avem datoria să veghem asupra creșterii lor spirituale. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Știu că sunt familii care se ocupă de acești patru care au încheiat deja botezul și Dumnezeu să facă ca alți 40 să vină aici și să ne ocupăm de ei, de creșterea lor spirituală. Este datoria noastră a tuturor. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu acest gând. Cu acest gând bun, cu acest gând care derivă din, așa cum am spus, din semnele vremurilor. Dumnezeu ne vrea implicați în această lucrare. Avem certitudinea asta că El ne vrea implicați. Și cum vă spune, unde e eficiența, vrem să vedem eficiența. Eficiența este împărăția lui Dumnezeu. Pentru că noi nu chemăm din nou, nu chemăm aici. Noi chemăm la Hristos. Și ei primesc cuvântul Evangheliei și acolo unde cheamă Hristos și se așează ei într-o biserică, pentru că li se spune că trebuie să fie parte integrală a acestui trup al lui Hristos, unde doresc ei, acolo să se ducă, dar să primească pe Hristos ca Domn și Mântuitor, Hristos cel înviat, care șade pe scaunul de domnie în cerurile lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne rugăm pentru aceste lucruri. Ne rugăm pentru familii, pentru acest departament de misiune apostolică a bisericii și desigur ne rugăm și pentru Viorel și Sabina Ghiurău, am primit un bilet aici, care sunt români de-a noștri veniți în Australia, dar se întorc în România săptămâna aceasta. Dumnezeu să-i ocrotească și să-i binecuvinteze acolo în România și să se întoarcă cu bucurie în mijlocul nostru. M-am gândit, dragii mei, oare ce să spun, având în vedere aceste motive pentru care doresc să ne rugăm. Și m-am gândit la 2 Timotei 1:7, unde spune cuvântul lui Dumnezeu că Pavel îi spune lui Timotei că nouă ne-a dat Dumnezeu nu un duc de frică, ci un duc de chibzuință, spune el acolo. În 1 Timotei 1:7. Și în 1 Timotei 4:15 spune îndeletnicește-te în totul cu ele pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Fii priceput, aceasta înseamnă. Să te îndeletnicești cu ceea ce ai primit în minte. Îndeletnicirea are de-a face cu proiecția a ceea ce ai primit în minte ca teorie evanghelică. Are de-a face cu trăirea ei. Doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze ca toți să avem acest duc de chibzuință. Pentru că toți am primit cuvântul adevărului, cuvântul vieții al lui Hristos. Dar nu ajunge atât. Îi spune Pavel lui Timotei să se îndeletnicească cu citirea, cu îndemnarea și cu învățătura. Aceasta este partea teoretică a Evangheliei lui Hristos. Și mai târziu îi spune îndeletnicește-te, adică aplică. Caută aplicabilitatea acestor aspecte teoretice a Evangheliei lui Hristos. Caută partea practică pentru ca înaintarea ta să fie văzute de toți. Când stai acasă și citești, este bine să citim, este bine să învățăm, dar când stai acasă și citești, înaintarea ta nu este văzută de toți. Este văzută de toți când ai această aplicabilitate a ceea ce faci, ceea ce ai primit ca teorie evanghelică și o trăiești. M-am gândit de multe ori de ce ucenicii Domnului Iisus Hristos, cei 12, e așa o mare discrepanță între cei 12 și ceilalți și cei 70, dacă vreți.
Mulți au fost și au văzut minunile Domnului Iisus Hristos când le-a făcut El. A văzut pe Lazar înviat, a văzut Iain, a văzut vindecări, leproși, orbi, slăbănogi. I-a văzut pe toți, i-a văzut lucrările Lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, a auzit glasul Lui Dumnezeu care a vorbit Domnul nostru Iisus Hristos în Ioan 12. A auzit glasul Lui Dumnezeu care a spus, te-am proslăvit, i-a spus Domnul Iisus Hristos, și te voi mai proslăvi. Spune acolo în Ioan 12 că norodul a auzit glasul acela. A auzit glasul Lui Dumnezeu. Acolo erau ucenici de tot felul, 70 și alții. Erau și cei 12 acolo. V-am gândit ce a diferențiat pe acești 12 ucenici de toți ceilalți. Toți au avut parte de aceeași lucrare a Lui Domnul nostru Iisus Hristos. L-au văzut. Și totuși e o așa mare diferențiere, o așa mare discrepanță între apostolii Domnului Iisus Hristos, cei 12, și ceilalți apostoli. Și m-am gândit că ceea ce diferențiază, în scurte cuvinte vreau să menționez, este acest aspect al priceperii, al primirii Cuvântului Lui Dumnezeu, adică să ai un duc de chibzuință, toți au primit Cuvântul Lui Dumnezeu, dar nu s-au îndeletnicit să-L trăiască așa cum l-au trăit cei 12. Vedeți, Domnul Iisus Hristos i-a chemat pe cei 12. A chemat 70 și alți ucenici. I-a chemat și cei 12 au lăsat totul. Au lăsat poziția lor socială, au lăsat autoritatea și demnitatea lor, au lăsat slujba lor și l-au urmat pe Domnul nostru Iisus Hristos. Au făcut din chemarea Domnului nostru Iisus Hristos un mod de viață. Un mod de viață. Au primit cu chibzuință această chemare și au făcut din această lepădare de sine. Au făcut un mod de viață. Dar nu numai atât, mai târziu, Domnul Iisus Hristos le-a spus că din acest mod de viață trebuie să derive o normă de viață. O normă de viață. Și Domnul Iisus le-a spus ce înseamnă norma de viață. A săsat totul, dar nu este tot. Norma de viață se referă la acest lucru când spune El să nu luați, îi trimite. Îi trimite să se îndeletnicească cu ceea ce au primit ca prin duc de chibzuință. Îi trimite și spune să nu luați cu voi aur, argint și aramă în breole voastre. Să nu luați două haine cu voi. Să nu luați încălțăminte cu voi. Să nu luați stoiag cu voi. Să nu luați traistă cu voi. Le-a spus că pe lângă faptul că ai priceput și ai acceptat acest mod de viață, trebuie să se regăsească în viața ta o normă de viață nouă cu Hristos. Și ei au acceptat lucrul acesta. Și nu numai atât. Și nu numai atât, că s-au îndeletnicit. Au avut pricepere, au înțeles chemarea, au primit, așa cum a spus Petru, tu ai cuvintele vieții veșnice, îi spune Petru Domnului Iisus Hristos. L-au primit. Ca teorie, dacă vreți, să mă refer din nou la acest departament care noi am lucrat, care l-am menționat împreună dumneavoastră, au primit ca teorie evanghelică. Dar au făcut din el o normă de viață și apoi din el au extras principii de viață. Și Domnul Iisus le spune, nu ajunge normă de viață. Trebuie să aveți și principii de viață care înseamnă ceea ce trebuie să jaloneze și să fiecare ferință în viața voastră. Și a spus, dacă te lovește pe cineva pe un obraz, întoarce și celălalt obraz. Principii. Dacă cineva vrea să-ți ia haina, dă-i și cămașa. Principii care derivă din lucrul acesta. Dacă cineva te obligă să mergi cu el o milă, mergi cu el două. Principii. Vedeți, aici îi diferențiază Cuvântul Lui Dumnezeu pe cei 12 de cei 70 care la un moment dat au spus cine poate suferi cuvintele tale? Cine când a spus ceea ce trebuie să întâmple, când a spus tot scenariul că Fiul omului se va înălța la cer și voi va trebui să vă reamintiți de lucrarea care am făcut-o, moartea și învierea mea și să participați la această părtășie cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos, ceilalți ucenici au zis prea de tot. Și s-au întors și n-au mai umblat cu Domnul Iisus Hristos. Au primit cuvântul Dumnezeu. L-au primit. Ca teorie evanghelică.
L-au primit, dar n-au făcut din el o normă de viață și n-au extras din această normă de viață principii de referință în viața lor. De aceea doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Toți avem nevoie pentru că am crescut în cunoașterea lui Dumnezeu. Este un lucru cert. Prin mass media avem atât de multe expunere la cuvântul lui Dumnezeu. Și avem cuvântul lui Dumnezeu, îl cunoaștem și creștem foarte dinamic sub acest aspect al cunoașterii, al acumulării cuvântului Dumnezeu, al teoriei evanghelice. Ne lipsește însă ceea ce am spus, să faci din acest lucru, să ai un duc de chipzuință, dar să te îndeletnicești, să faci din acest mod de viață o normă de viață și apoi din norma de viață să extrazi principii care îți guvernează viața și relația ta cu Dumnezeu. Aceasta este Evanghelia lui Hristos. Aceasta este ceea ce a diferențiat pe apostolii Domnului nostru Iisus Hristos și toți ceilalți 70 sau alții care au fost expuși la aceleași minuni ca și cei 12. Dumnezeu, cu mici diferențieri, schimbarea la față și așa mai departe. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți și să înțelegem lucrul acesta. Doresc să vă ridicați pe picioare. Doresc să facem această rugăciune. Din nou vă reamintesc acești cunoscuți ai bisericii noastre, Viorel și Sabina Ghiurău. Apoi ne rugăm pentru familiile bisericii menționate să nu uităm acest departament de misiune apostolică, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Să le dea un duc de chipzuință și să se îndeletnicească cu această teorie evanghelică care o au, care o au ca bază a cunoașterii lor al Domnului nostru Iisus Hristos, a Cuvântului lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm cu toți împreună și să cerem lucrul acesta.
Ocupați locul. Ascultăm un grup de fete care cântă o cântare de laudă. Apoi, după această cântare de laudă a acestui grup de fete, vom cânta cu grupul de laudă o cântare mai scurtă și apoi vom asculta mesajul Evangheliei. În timpul acestei cântări, în comun, ne vom ridica pe picioare, apoi se va citi textul, fratele Sergiu va citi textul și va avea mesajul Evangheliei din seara aceasta. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți! Ta,
Pacea ținută azi inima, 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 inima. Bucurii acum în viața ta. Pacea ținută azi inima, 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 inima. Inima, toți cei ce se încred în Domnul vor avea putere din belșug și vor zbura ca vulturii spre cer. Căci cei ce se încred în Domnul vor avea putere din belșug și vor zbura ca vulturii spre cer. Și vor zbura ca vulturii spre cer. Și vor zbura ca vulturii spre cer. Inima mea tânjește după curțile tale, sufletul meu suspină după al tău locaș. Mi se topesc oasele de dor după tine, iar ochii-n plâng neînceta. Este locul sfânt, ca să-ți văd puterea și slava, că-i bunătatea ta peste viața mea. Aștept în tăcere răspunsul tău, Doamne, vino, nu târzi. Și în numele tău voi ridica mâinile. Lauda ta va fi mereu în gura mea. Te iubesc, o Domnule. Te voi binecuvânta, dar toată viața mea. Și în numele tău voi ridica mâinile. Lauda ta va fi mereu în gura mea. Te iubesc, o Domnul meu. Inima mea tânjește după curțile tale, sufletul meu suspină după al tău locaș. Mi se topesc oasele de dor după tine, iar ochii plâng neîncetat. Privesc pe locul sfânt ca să-ți văd puterea și slava, peste viața mea. Aștept în tăcere răspunsul tău, Doamne, vino, nu târzia. Te voi binecuvânta, dar toată viața mea și în numele.
tău voi ridica mâinile. Lauda ta va fi mereu în gura mea. Te iubesc, o Domnule. Te voi binecuvânta, dar toată viața mea și Corinteni, capitolul 15,